Chisas, chisas, chisas. Încheiasem două facultăți și eram în aer. Nu aveam o pârtie socială. Pentru că medicina nu vreau să mai fac, profesor de liceu nu surdea deloc și atunci când stăteam într-o garsonieră amărâtă undeva la capătul Brăilei, a apărut ispita mamonei. Facem bani. Și să fii ofițeri SRI presupunea un salariu bun peste media din țară. Și atunci am zis, intru în SRI. Sunteți totuși sau fără totuși ceea ce se cheamă un om liber. Chisas, chisas, chisas.